Câți ani avea cel mai bătrân șarpe boa din lume? Ce creatură e capabilă să trăiască până la 500 de ani și cum arată cel mai bătrân animal terestru de pe pământ? Astăzi vă voi prezenta cele mai longevive animale din fauna Terei, așa că puneți un like și să începem! Șarpele bătrânel. Șerpii sunt niște creaturi cam neplăcute, aproape nimeni nu arde de dorința de a contacta cu ei. Și nu-i de ajuns că-s destul de mulți în natură, aceste creaturi pot să și trăiască mult. Iată un boa comun. Lungimea vieții unuia este de aproximativ 20 de ani, dar a existat în istorie și un caz unic. Nu departe de Philadelphia s-a născut odată un boa pe nume Papai. Era foarte mare și calm, care printre altele s-a făcut remarcat și prin lungimea vieții sale. El a trăit 40 de ani, 3 luni și 14 zile, ceea ce este de două ori mai mult decât media. Care anume a fost cauza, nu e clar până acum. Unii spun că datorită grădinii zoologice în care a fost îngrijit. Acolo regulată era adusă cea mai bună mâncare, avea condiții de lux. Dar după acest caz, în nicio altă grădină zoologică așa ceva nu s-a întâmplat. Cred că treaba e pur și simplu în genetică și asta a fost doar o raritate. Păianjenul longeviv. Nici păianjenii n-au o reputație mai plăcută. Multe labe, toate pline de fire de păr. Bea! Un singur lucru bucură, că trăiesc nu mai mult de un an. De altfel, s-ar fi răspândit cu viteza luminii. Dar așa durată de viață nu i-a mulțumit pe toți reprezentanții acestei familii. Ei au început să se divizeze, formând noi specii, și s-a dovedit că fiecare specie are durata ei de viață și dacă păianjenii comuni vor trăi nu mai mult de un an, alții pot să trăiască 15 ani, 20 de ani sau chiar 25. Astea erau numerele record, până când omenirea n-a descoperit încă specia de păianjeni. În 2018, oamenii de știință observau un individ care avea 43 de ani. Studierea îndelungată a femelei de această specie le-a permis cercetătorilor să înțeleagă că durata vieții atât de impresionantă este dedicată de trăsăturile lor evolutive, inclusiv și prin faptul că trăiesc în tufișuri sălbatice, ducând un mod sedentar de viață, având un metabolism foarte lent. Cine știe, poate în natură mai există cel puțin încă o specie de arahnide care se diferențiază printr-o durată de viață și mai mare, doar că oamenii încă n-au aflat de ea. Crocodilul Henry. Când este vorba despre crocodil, parcă nici n-ai atinge subiectul de longevitate. Prădătorii sunt prădători. Ei vânează, luptă, își protejează teritoriile, mai pe scurt, mereu riscă cu ceva. Cu toate acestea, Henry, un crocodil din Africa de Sud, a mers pe alt drum. Vânătorul nu a încercat să reziste și să fugă de oameni. El a cedat și a decis să se mute la fermă, încă în anul 1985. La acel moment, el deja avea 85 de ani. Printr-un calcul rapid, putem concluziona că astăzi Henry are undeva 123 de ani. El se consideră cel mai bătrân crocodil din captivitate. Înainte de el, acest loc era ocupat de Mr. Fresh, un crocodil australian cu un bot lung, dar a murit în anul 2010, la vârsta de 140 de ani. Cine știe, poate Henry îl va depăși, lăsând pentru totdeauna numele său în istorie. Da, asta e minim uimitor, să trăiești mai mult de un secol și să te simți grozav. Îmi pare rău că nu toate animalele pot să facă asta, de exemplu pisicile. De obicei trăiesc de la 12 la 18 ani. Însă și aici există excepții. Pisica pe nume Flossie are la moment 27 de ani, echivalentul a 120 de ani de viață umană. Această minune s-a născut pe 28 decembrie 1995. Vederea și auzul ei s-au înrăutățit considerabil, ceea ce e de așteptat, dar în afară de asta, sănătatea ei a rămas cam la fel de puternică ca înainte. În viața sa, într-adevăr lungă, Flossie a trăit în câteva case, dar în primele luni de viață a trăit pe străzile Londrei. Acasă a fost luată de un angajat al spitalului, în apropierea căruia și rătăcea pisica. Cu el a trăit 10 ani, înainte ca el să moară. Apoi Flossie a fost adoptată de sora răposatului, dar peste 14 ani a plecat pe cealaltă lume și femeia. Astfel, pisica a mers să trăiască la fiul ei pentru 3 ani, înainte de a fi predată voluntarilor din adăpost. Anume de acolo au început să se răspândească știrile despre vârsta incredibilă a pisicii. Cu părere de rău, angajații adăpostului nu erau siguri că Flossie se va putea vreodată întoarce într-o casă caldă și iubitoare. Căci, de obicei, oamenii preferă pisici mai tinere, dar bătrânica a avut noroc.
După cuvintele lui Vicky, noua proprietară, ea mereu a vrut să aibă grijă de animale în vârstă, așa că a adoptat-o pe Flossie în vârstă de 27 de ani. Câți ani sau încă câte luni mai are de trăit această creatură drăguță, nimeni nu știe. Poate va dobori recordul lui Krampuf, motan care a trăit mai mult de 38 de ani. Iunie 1933, anume atunci, Cookie a văzut lumea pentru prima oară. Lui a fost scrisă o soartă lungă și interesantă. Această ființă cu pene rozalii a trăit 83 de ani în captivitate, a văzut câteva generații de oameni și a murit relativ nu de mult, în 2016. Să numești viața acestui cacadou ușoară nu prea poți. El n-a stat zile întregi acasă și nu a mâncat hrană de calitate superioară. Deja în următorul an, după nașterea sa, Cookie a ajuns în grădina zoologică Brookfield. A făcut parte din prima generație de animale stabilite în această instituție. S-a schimbat apoi generații de animale și oameni, iar Cookie rămânea a fi cel mai bătrân locuitor de acolo. În anul 2007, starea papagalului s-a înrăutățit. I s-au prescris medicamente zilnice cu o dietă specială și vitamine. Peste 2 ani, Cookie a fost mutat de sub privirile vizitatorilor pentru a-i păstra calmul și sănătatea. Tuturor le-a fost clar că în așa mediu lui este mai bine. Astfel de decizia de a minimiza întâlnirile cu oamenii a fost luată. Puneți și voi un like dacă n-ați știut că oamenii de la zoo sunt atât de buni la inimă. Mi se pare că dacă un animal odată a ajuns la zoo va fi exploatat până la ultimul moment. Din fericire nu este așa, cel puțin nu mereu. Dar haideți să nu vorbim despre chestii triste. Iată încă o istorie, de data asta despre un homar pe nume George. El a fost prins în 2009 și în acel moment avea mai mult de 140 de ani. Imaginați-vă fețele pescarilor care văd în același timp o creatură mare și bătrână. Sigur că le-au apărut în loc de ochi semnele dolarilor, ca la Mr. Krabs din SpongeBob. Desigur că a fost rapid vândut unui restaurant pentru ca apoi să transforme homarul într-un fel de mâncare scump și exclusivist. Noroc că despre asta au aflat cei de la protecția animalelor și au decis să intervină. Ei au reușit să-l ia pe bietul George de la restaurant și să-l întoarcă în mediul său natural. Cea mai longevivă specie de vertebrate. Cum credeți, care este? Poate balena? Nu, oamenii de știință au afirmat că este rechinul de Groenlanda, creatură care în mediu înoată sub apă 300 de ani, iar uneori poate să petreacă acolo și jumătate de mileniu. Apropo, știți cum au reușit oamenii să afle de asta? Nu au urmărit rechinul 5 generații la rând, au mers pe altă cale, mai simplă și mai ingenioasă, analizând lentilele și mărimea ochilor căci aceste creaturi cresc toată viața. Mai mult decât atât, se consideră că potențialul rechinului de Groenlanda n-a fost studiat până la capăt. Oamenii de știință până în ziua de azi își rup capul și nu pot înțelege cum face asta. În țesutul animalului se conține oxid de trimetilamină, care previne descompunerea proteinelor la temperaturi scăzute. Poate treaba e că rechinul nu se grăbește nicăieri, înoată cu viteză maximă de 1,5-2,7 km la oră și uneori coboară la adâncimea de 2 km cu o presiune incredibilă. În general, face tot ce stă în puteri doar ca să nu contacteze cu alte animale. Țestoasa Jonathan. Rețineți acest nume, anume așa îi zice țestoase gigantice de pe Seychelles, care azi are aproximativ 190 de ani. Nimeni nu poate să-i determine vârsta exactă. Se cunoaște doar că s-a născut numai devreme de 1832. Ea locuiește pe teritoriul reședinței guvernatorului pe insula Sfânta Elena și se consideră un talisman local. Apropo, este insula unde Napoleon și-a găsit ultimul refugiu și a murit. La timpul său, guvernatorului drept cadou i-au adus 4 țestoase mature și destul de mari. Era anul 1886 și judecând după aceste fotografii, aveau deja minim 50 de ani. În acea vreme, în reședințele coloniilor Marii Britanii, era la modă să ai animale și păsări exotice. Jonathan, conform cărții recordurilor Guinness, a primit titlul de cel mai bătrân animal terestru. Apropo, această țestoasă le-a oferit oamenilor un fel de prezicere. Dacă este calmă și mulțumită, înseamnă că guvernatorul și subordonații săi continuă să-și păstreze posturile.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!